Aproape toate localitățile din județul Mehedin se află în scenariul verde, ceea ce înseamnă că toți copiii participă fizic la ore. Un număr de șapte localități sunt în scenariul galben, printre care și municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Elevii au revenit în clase, bineînțeles în funcție de situația epidemiologică din fiecare comună. La nivelul județului Mehedinți, din cele 66 de localități, și 57 se află în scenariul verde, ceea ce înseamnă că toți elevii merg la școală. Municipiul Drobeta, Turnu Severin și alte șapte localități se află în scenariul galben, unde prioritate să meargă la școală au preșcolari elevii din clasele 0-4, dar și cei din anii terminali. De asemenea, două localități sunt în scenariul roșu, iar orele se desfășoară online. Este vorba despre Pristol și Breznița de Motru. Având în vedere situația epidemiologică din acest semestru, de, de la începutul acestei săptămâni, avem din cele 66 de unități, uateuri, uri două pe scenariul roșu, Bristol și Breznița Motru, 7 în scenariul galben, Drogătorul Severin cu toate școlile, Cireșu, Godeanu, Ilovăț, Malovăț. Rogova și Vânjuleț, și uh, 57 de școli în scenariul verde. Deci, asta înseamnă că toată, toți copiii sunt la școală. Scenariile se vor actualiza permanent în funcție de situația epidemiologică locală.